cele. O seară cu cântec, seara noastră e. O seară cu cântec, la etnă. Bună seara, bună seara, dragii mei! Păi dacă e joi, e o seară cu cântec. Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit! Oh, ce-mi place de voi că în seara asta, nu știu, domnule, de la mâncărurile astea alese, mai ales de la Pizza Davidone, pe care îi salutăm pe cei de la Pizza Davidone, care ne sponsorizează cu pizza, într-adevăr, și în această seară le mulțumim pentru că este o pizza de dietă. Deci ai primit-o gratis, Adriana, că Finu a zis că el a comandat-o să mă scoată la pizza în seara asta. Deci n-ai plătit nimic, a? Nu! Este... Ba da, ai plătit? Da. Ce? Pizza. Pizza. Păi zici gratis. Cu o muzică bună. Ah, exact. Cântec. Da. Păi cum să nu? Bun, cum să nu? Pizza Davidone se află pe masa fiecăruia dintre invitații mei. Să știți, doamnelor și domnișorilor, că această pizza nu îngreașă. Da? Așa că vă invităm să... Nu, tu nu pe tine. Ia să vedem. Hai că vă arăt eu cu ora. Hai, am văzut o domnișoară care mănâncă numai seara la 10 pizza. Așa, arată super. La cine? Valentine, știi de ce nu îngrașă pizza? O, ce bine arată. Dacă nu mănânci, nu îngrași. Pizza Davidone, doamne, cât de bine arată și cât de gustoasă este. Vă mulțumim din toată inima. Și să știți că sunt mai multe sortimente de pizza, așa că invitații mei din această seară au de unde alege. Și dumneavoastră aveți de unde alege, pentru că avem invitați mai unul și unul. Avem multe surprize pentru dumneavoastră, dar trebuie să rămâneți alături de noi la O Seară cu Cântec. Și mi-era dor... Da, platoul ăsta minunat. Mai târziu vom spune și despre acest platou. Vom da din casă ceva mai târziu, pentru că este surpriză. Dacă am zis surpriză, cum să nu? Valentine, până vine surpriza, nu mai e platou. Da, sau mai e doar platou, ce e pe el. Valentin, și asta e tot o surpriză, să știi. Dar pentru el, asta nu pentru noi. Asta să fie o surpriză. E o certitudine că mănânc tot. Oricum este la cură de slăbire surpriza noastră, așa că nu contează. Da. E pentru noi. Da, cum să nu? Asta este. Bine. Sunt invitați care au venit pentru prima, nu, cred că toți ați venit pentru a treia oară, a patra oară, a doua oară, Lilișor. Pentru prima dată. A doua oară. A doua, a treia, a patra, a 11-a oară de 9 ani de zile încoace. Dar pentru să știi prima că în seara dată asta am venit pentru pizza. Astăzi. Știam. Și pentru surprizele pe care le-ai pregătit, bineînțeles. Și îți mulțumim, Lilișor, pentru că Lilia noastră dragă de luni până vineri se trezește de fiecare dată la Matinaj Popular pentru a vă arăta o emisiune, una mai frumoasă decât cealaltă. Da, și cu invitați de seamă, cu invitați aleși, nu-i așa, Lili? Da, sigur că da. Cum de luni până vineri, ora 6 a devenit ora la care ne începem dimineața. Cu toții din echipă. Doamne, așa să bei că... cafeaua la ora 6 dimineața. E minunat. Minunat este. Cum să nu? Bună seara, Simona Dinescu, Loredana Streche, Anuța Arghiroi, Dumbațele Ciobanu, Valentin Campira. Bună seara cu finul meu, cu Alinuț, așa? Finul tău? Da, o să fie finul meu, dar zic, bă, dacă te însori pe la 50 de ani, o să fiu un moș din ăla. Bag acum, o să fiu un moș frumos. Să știi că unii îmbătrânesc foarte frumos și arată foarte bine. Vreau, Adriana, să-ți mulțumesc ție și echipei Etno că de fiecare dată când e mâncare, băutură, te chemăm. Chemați. Păi da, ne gândim la tine. Dacă la știam, veneam și cu Codruța că să nu mai cheltuim în seara să a zis Cora că a simțit ea că îți place ție așa mâncarea, da, și... Dacă tot mai lăsat să vorbesc un pic, vreau să-i mulțumesc domnului Vasile Ciobanu că am trecut o dată pe la Craiova și am... Mai aveți micii acolo? Mai aveți? Mă pui în situație să te mai reinvit. Păi de-aia tot zic că poate. Auzi, Valentin, micii au devenit mari. Dar și ce mici buni? Vorbesc serios. Da? Nu, vorbesc serios. Eu nu mănânc mici, rar. Dar acolo am mâncat cu o poftă, nu știu, de oaie, nu știu ce erau. Erau de berbeac. De berbeac. Erau de foame. Dacă tot am vorbit așa cu domnul Vasile Ciobanu, încă o dată îi mulțumesc pentru că a venit în această seară și ne onorează cu prezența. Mi-a promis și data trecută că va veni mai des pentru că se simte foarte, foarte bine. Și încă o dată s-a ținut de cuvânt și Valentin Sanfira, că a zis: "Băi, Adriana, eu când vin la tine, domnule, nu știu ce se întâmplă, că încep așa și joc de unul singur, ce am mai?" Am venit Valentin, cu tine vorbeam. Eu, dacă îmi cântă domnul Vasile, am niște piese. Domnul Vasile Ciobanu, am amintiri frumoase, că aveam o cârciumă odată și m-a ajutat de atâtea ori și împreună. Și cântam și avea niște cântece de suflet și are în continuare. Dacă îmi băgați unul în seara asta, mănânc tot platul. Da, fii atent, dacă o să chemăm pe invitata noastră care e întârziat, nu, așa mai, puțin pe Marcela ce Fota, nu de Marcela mai Fota, Marcela nu Fota, mai. Bună seara, nu Marcela! Afară, bine ai venit, Marcela! Eu n-am întârziat.
viață, știi? Nu. Dar știam că Valentin, fiind de la mine de la țară, vorbește mai mult. Da, adică noi vorbim de amândoi foarte mult. Am zis, mă, lasă-l pe el, da, să vorbească primul, să termine. Și să nu-i strice emisiunea. Da, apoi avem de discutat în seara asta. Bine v-am găsit. Abia aștept, mai vorbiți cu Valentin. Nu, cu domnul Vasile Ciobanu vorbim. Veniți mai lângă mine așa. Da, mai Adriana. Uite, înainte de a începe emisiunea, ți-am și cântat pe live-ul tău. Ca să știe lumea că suntem aici și interpreți iubiți de marele public. Cum să nu? Sunteți iubiți de publicul larg, atât în țară cât și în străinătate. Așa că vă invităm la cântat și noi la jucat, pentru că trebuie să jucăm. La noi se joacă la o seară cu cântec. Cred că dacă o să cânt eu primul cântec, nu o să jucăm, îl ascultăm, că e un cântec de ascultare. Am fost sărac, dar cinstit? Am fost sărac, dar cinstit. Să-l ascultăm chiar acum. Sărac, dar cinstit. Și-am muncit de mamă speretit. Nu-mi e rușine să spun, n-aveam capul să-l pune. Stam eu n-am râd de pat, n-aveam nici perne sub camă. Stam eu n-am râd de pat, n-aveam nici perne sub cap. Astăzi am și îmi pare bine că a vrut Dumnezeu cu mine. M-a ridicat munca dreaptă și nevasta mi-a înțeles. Banii strânși a drămuit, lângă mine a muncit. Nevasta și Dumnezeu, ei m-au ajutat la greu, mă. Nevasta și Dumnezeu, ei m-au ajutat la greu. Am tras ca un bou la jug, rândul lumii să ajung, mă. Oamenii mă cunosc, mă. Știu că am plecat de jos. Unii cu ciudă privesc și în spatele meu vorbesc. Uite-al naibii priceput ce avere a făcut, mă. Am făcut ce trebuia și după puterea mea. Nu-mi pare rău de nimic, cu ce-am sunt mulțumit, măi. Vasile Ciobanu! Frumoasă această melodie! Într-adevăr de ascultare, puțin cam tristă, dar sunt convinsă că următoarele... Dar este adevărată. Exact cum este și viața. Da? Așa cum e și viața, cu bucurii și cu tristețe. Așa este. Asta e. Eu întotdeauna mi-am strecurat prin cântecele mele și o parte din trăirile mele, așa că acest cântec face parte din trăirile mele. Bine, mulțumim din suflet. Cu multă plăcere. Vasile Ciobanu, să ne aplaudăm încă o dată și să-i mulțumim pentru că mai târziu va reveni alături de noi cu alte melodii alese și culese special pentru dumneavoastră, pentru iubitorii de folclor și de frumos. E frumoasă, e talentată, de vreme acasă nu mai e în seara asta pentru că e la noi în emisiune. A întârziat ceva puțin, dar o iertăm pentru că o iubim tare, tare mult. Lăsăm puțin telefonul, draga mea, Marci, că-și despre făceam cine este vorba. Facem o postare că suntem la Etno TV. Mai târziu facem postarea, Marci, că tu acum vei intra. Etno. Lăsăm postarea. Așa, bun, perfect. Ești un narcis. Dă-i Narcisa Send. S-a dus. Marci la fota. Bună seara.
Bine, draga mea, bine te-am găsit. Nu mai spune că am întârziat, te rog. Nu, nu, nu. Auzi, dar de când nu ne-am mai văzut noi? De joia trecută? Doamne, eu nu. Doamne, dar cum? De joia trecută și astăzi ce zi este? E tot joi. De joia viitoare suntem aici. Joia viitoare suntem din nou aici. Cu Valentin, da? La fel. Adică bine o parte înțeles. Din ei s-au păi noi ne-am vorbit, noi ne-am vorbit. Știu. Am zis când e unul, e și celălalt și aici. Ați văzut și voi, cei de acasă, că Marcela noastră joia trecută n-a mâncat deloc. Da. Nici azi. Nici azi. Nu, puțin. N-am mâncat deloc nici azi pentru că nu am ketchup la pizza. Nu, nu. Dar astăzi vei mânca pentru că este pizza Davidone. Pizza Davidone de toate dacă felurile. Dacă e Davidone, să-mi dai și pentru David, pentru fiul meu. Și pentru David. Pizza Davidone, dragii mei. Și dacă vreți să arătați exact ca și noi, serviți pizza Davidone. Măi, dacă în fiecare îmi dai voie... joi este distracția întoi cu pizza Davidone. De joia e mâncare? Joia viitoare suntem aici cu toții! Yes! Ce face vecinul tău tinerel? Măi, vecinul meu tinerel, vreau să-l felicit din a devenit suflet, tată? Pentru că a devenit tătic, are un băiat minunat. Vladimir îl cheamă. Felicitări! Bine ai venit pe neamul nostru, neamul lui Păpăroiu, Vladimir. Așa. Suntem fericiți, mâine o să vină cu el acasă. S-a născut un grăsan, 3,7 kg. Îi place mâncărica? Da, nu știm, vedem. Păi dacă s-a născut bine făcut, îți dai seama, gata. Așa că îi felicit din tot sufletul pe vecinii mei și nepoții mei, Carmen și Cosmin Păpăroiu și bun venit lui Vladimir Păpăroiu. Bun venit, Vladimir, și data viitoare poate e vii și tu cu Vladimir și cu vecinelul. Da, da, cu taică s-o vin. Cu taică. Pe Mike s-ar stă cu Vladimir acasă. O salutăm. Nu că e păruială. Lasă așa că e vorbă multă. Marcela Fota!
Lucio Pesprânceană pentru dumneavoastră. Marcela noastră strigă de bucurie. Vezi, dacă le-ai dat să mănânce, da, uite din cauza pizzei Davidone, nu-i așa? Cum este pizza, Marci? Ia să vedem, cum este? Nu mai este. Înțeles. Nici tu, Alin, nu poți să ne spui cum e pizza? Narcisa? A fost, a fost. Da? Eu de data asta n-am mâncat, am mâncat la școală. Ați devorat toată pizza de acolo? Da. Deci, Doamne, ferice, păi mai avem aici mii oameni buni. Ce credeți, că nu mai am pizza, Davidone? Păi da, mai am, uite, vezi, pentru Narcisa, voi. Narcisa a mâncat la școala noastră, așa, de muzică, de aia. Așa, perfect, pizza Davidone, da, cea mai bună pentru de voi. Acolo, deci toate tipurile și pentru voi, pentru Doamne. Vedeți cât a mai rămas, da? Vă rog frumos, Valentin este la cură, Valentin nu va mânca. Arată bine, de la vreo 5 emisiuni ca numai la cură mă bagi. Pentru că ne ești drag și de asta. Ținem la tine. Da. Mă cam vede gras. Așa, cum să nu? Stau cu telefonul așa, așa că nu vreau să uit. Vreau încă o dată să le mulțumesc că în mod special în mod special domnului Angel Stoian și domnului Cosmin Man, pentru că am organizat un turneu împreună care mă onorează și le mulțumesc artiștilor care o să fie prezenți. Un turneu care începe în luna noiembrie, pe 13 noiembrie mai exact. Începem în Constanța, pe 14 Galați, 15 Bacău, cred că o să fie și Brăila, 20 noiembrie Iași, 21 Botoșan și 22 încheiem cu Suceava. Găsiți toate detaliile pe pagina mea de Facebook și bineînțeles că vreau să vă mulțumesc pentru impactul ăsta mare și frumos, cu atâtea mesaje frumoase și de dor și dragoste. Ne-au întâmpinat oamenii și pe stradă, astăzi eram cu Codruța și zice, doar în București? Da. Când faceți? Pe 13 noiembrie. Să facem și în București. Păi, Adriana, stai să apuc acum să îmi promit în fața oamenilor. Pe 13 noiembrie vreau să-mi rezerv și mie un loc în fața. La Constanța se pune cu toată familia, da? Da, cum să nu? Da. Pe Marcela o bag la Suceava. Gata, vrea la București. Gata. Vrea să colinde. Eu la București. Vreau să le mulțumesc fraților Cazanoi, orchestra fraților Cazanoi, pentru că sunt prezenți cu noi în turneu. Să le mulțumesc din toată inima. Sunt mari artiști și ne bucurăm că au vrut să facă parte din acest proiect extraordinar. Nunta anului. Invitația la nunta anului. Așa. Valentin Sanfira și Codruța Filip. Avem așa, socrii mari, Petrică Mânțu Stoian cu Mariana Ionescu Căpitănescu, socrii mici, Steliana Sima și Gelu Voicu, nașe, doamna Mioara Velicu, naș Jean Paler. Avem, stai un pic să nu greșesc. Valentine, domnișoară de onoare aveți? Domnișoară de onoare, pe asta. Ia domnișoară de onoare Anes și cavaler de onoare Raul. Bineînțeles că vor fi și fetele din Botoșani. Renumitele fete din Botoșani. Bun, renumite. Vezi, dar și acum, dragul meu, să ne cânți. Am da? Un cântec de suflet și uite... Așa? Dacă găsești un rol și doamna Isaveta Bogdan, m-aș bucura. Dar la mașiniști. Ne gândim. Da. E ocupată la Marci. Glumim, o salutăm și dumneavoastră știți că eu iubesc pe toată lumea. Vreau să spun două lucruri despre cântecul ăsta. Este un cântec, zic eu, actual, care se numește Nu mă judeca dacă nu mă știi și îl dedic și colegilor mei și celor de acasă, că la un moment dat fiecare dintre noi am fost judecați așa, fără să fim cunoscuți. Și poate și noi am judecat așa. Și poate și noi am judecat de foarte multe ori, după aparențe, am judecat după o vorbă, după, nu știu, după un gest simplu. Trebuie să cunoști omul înainte să-l judeci și zic, mai bine să ascultăm cântecul, că el spune mai frumos decât pot să spun eu prin cuvinte. Valentin, să te ascultăm cu mare drag. De drumul tău, oricine ai fi, când ai fost cu mine, să-mi ștergi lacrima sau să-mi dai o pâine când nimeni nu-mi dădea. Să nu fug, asta m-a gălit,
judeca dacă nu mă știi. Vezi de drumul tău oricine ai fi. Când ai fost cu mine să-mi ștergi lacrima sau să-mi dai o pâine când nimeni nu-mi dădea. Și-am pătimit multe. Dacă am fost sărat, am muncit să adun. N-am cerut la nimeni și-am rămas om bun. Nu mă judeca dacă nu mă știi. Vezi de drumul tău oricine ai fi. Când ai fost cu mine să-mi ștergi la prima sau să-mi dai o pâine când nimeni nu-mi dădea. Nu mă judeca, într-adevăr, un mesaj transmis așa către cei care mai judecă așa din când în când, deși nu ne cunosc, asta e viața. Le transmit celor de acasă să fie vesel, dragii mei, să fiți sănătoși, să vă bucurați de fiecare clip a vieții și după toată perioada asta, când vă dați masca jos, asta pe care o purtăm din cauza pandemiei, să vă dați și să zâmbiți și să fiți mai buni. Să vă dați și masca aia pe care o purtăm noi fiecare de multe ori. Din păcate. Din păcate, de multe ori fără să vrem. Să fim mai buni și să ascultăm ce spun cântecele, că de multe ori, dacă am fi atenți în jurul nostru, la fiecare mesaj, uite, ascultam și la domnul Vasile Ciobanu, un mesaj foarte frumos. Gabriel Dumitru, care a venit și el în seara asta aici. Mi s-a alăturat și el. Bună seara, găbițile! Vorbiți cu care, nu mai spun de vecinul... Marcelei? Marcelei. Hai, lasă-l acolo, că stă bine. Uită printre ulucă, cum se spune la noi la țară. Și a mai câștigat și o dușmancă. Asta e. Vă iubesc din suflet și vă așteptăm la toate spectacolele noastre să ne bucurăm împreună, să petrecem așa ca la o nuntă românească. Și avem și mizilic, să știți. Valentin, și fii atent, mai puțin. Și succes cu școala voastră. Mulțumesc din suflet, mulțumesc că Narcisa vino lângă mine. Narcisa este unul dintre profesorii de la Școala de Muzică Populară Românească. Astăzi am deschis oficial. Astăzi am deschis oficial școala și am fost cu o parte din elevii noștri, au venit, au cântat cu noi, ne-am simțit foarte bine și e un proiect de suflet extraordinar. Doamne ajută, vă ținem pumnii și printre elevi se află și un prieten drag sufletului meu, este vorba de Marius Curceru. Marius a venit, da, sigur, îl salutăm. Îl salutăm. Zis că te pupă, da, și eu, este un om extraordinar. Îi salutăm și pe colegii noștri, pe Grigore German, pe Beatriz Bândoiu, pe Alin Rusu. Și o salut. Sunteți mulți, mulți. O salutăm. Și pe noi doi ne salut. Că m-am dus la Târgoviște și am zis că și eu sunt în școala ta. Da. Bine, te așteptăm și pe tine. Vă mulțumesc, mai vorbim cu voi, mai târziu, pentru că acum schimbăm așa puțin registrul. Ea nu știe că urmează La Cântat. Vine din Dobrogea noastră dragă și frumoasă, colega mea de suflet, dar și prietenă. Este vorba de Liliana Giapana. Am venit și eu. Cum vă știi că liniște acolo? Recunoaște. Îmi scriau prietenii pe Facebook. Sunt toți telespectatorii, sunt cu ochii pe noi. Toți prietenii noștri de pe toate rețelele de socializare se uită la tine. Numai eu aveam și țică iubita mea când eram la școală. Nu, trebuie, aha, că aha. Este o dedicație, unde mă uit la Costi? Acolo. Este o dedicație foarte importantă pentru un om important. Stai așa, să îndreg vocea. Doamna Lazar Felicia din Novaci Giurgiu, vă transmitem toate salutările și toate gândurile de bine, eu și sora mea geamănă Violeta Giapana, și de-abia aștept să venim la Grătărel, la Giurgiu, acolo. Fără noi. Cu toată lumea, acum, cu toți colegii. Păi ai zis de tine și de sorela ta. Păi este un om special pentru noi, dar putem să dăm o petrecere acolo, să facem o seară cu cântec la un grătar, iată, la Novaci, la Giurgiu. Bun, dar salutăm și pe mama și pe tata. Asta, așa, clar. Păi, sigur mai că încet, da. Copii. Doresc să-i salut, bineînțeles.
Sunt printre cei norocoși că i-am în viață și iubesc din tot sufletul și se uită de fiecare dată când apărem noi la televizor, dar știi că tata e, tu ești slăbiciunea lui tata. Fanul tău numărul 1. A prietenilor tău, tata, să fiu eu. Doamne ajută! Liliana Geapara, să ascultăm chiar acum. Ce? Hai, invidioasă, lăsăm invidia, pentru că ea mănâncă pizza Davidone și de aceea arată atât de bine. Simona Dinescu, bună seara! Bună seara! Bine ai venit! Așa cum ai spus, Joia e mare bucurie aici, așa? Da, și da. Acasă. Eu vin cu mare bucurie și dați încredere, așa că am îndrăznit să nu-mi... Spune, Simona. Pun brogoada, da. Și... ești frumoasă oricum și la cât e frumos când poți să spui ce vrea sufletul tău. Știi ce melodie îi merge ei acum? Puștoaico. Da, cum să nu. Mulțumesc, dragii mei. Dar vei cânta, Neică, mult ai mai iubit. Uite, eu dedic lui Valentin. Dar că m-a... Nu cred, știe, nu în cred. Curând trebuie să spună verighet așa, apoi. Cei de acasă de-abia așteaptă să te asculte chiar acum. Cu mare drag, Dinescu. Și pentru doamna
Florica, prietena doamnei Gabriela Pavel, care a ajutat o viață întreagă și îi mulțumește foarte mult și din partea mea și din partea Corei toate melodiile din această seară, dar mai ales această melodie interpretată admirabil de Simona Dinescu. Asta eu zic că el s-a cumințit definitiv. Mai, no? Acum la ce soție să frumoasă fim... am, nu? Că să fiu lipsit de modestie. Trebuie. Ar fi chiar culmea să mă uit ca vecinul Marcelei. Auzi, dar dați-mi un microfon. Da, nu, mai, doamne, nu, mai târziu vă dă, îți dăm ție, măi, Marci. Nu, mă, dar mă gândeam la fel și bărbatul meu. Da. Ce soție frumoasă are. Păi și e bine, pe bune. Mulțumim din suflet, Simona Dinescu, mulțumim. A dat-o bine. Da, a dat-o pe se. O chemăm pe Anuța Arghiroi. Cu firea noastră, Arțac, care de fiecare dată vine așa cu Arțac. Cu energie de acolo din Telorman. Foarte bine. Uite, am mai crescut un pic. Da, 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 dacă mă uit la ea, da. Are tocurile mai înalte. Oricum are un costum impecabil. Și mulțumesc. Și cântă și bine. Și a zis că data viitoare o să ne ia pe toți. Să știi că... Ea este mai nou șofer, o șoferiță. Da. Da. Bravo! Șoferița și o felicităm. Doamne ajută, Anuță. De două săptămâni. Da, ne vedem toți, Travic. Asta e, o facem bine. Salut pe cineva de acasă? Da, păi salut pe toți cei care ne privesc în acest moment. Și Doamne ajută, să fim sănătoși cu toții. Apropo de costum, pentru că ai spus că îți place costumul meu, fotele sunt de la Năsturelu, de lângă Zimnicea. Iar ea este de la mine, de acolo, din sat. Felicitări, te ascultăm chiar acum.
Deosebită și o voce puternică. Felicitări, draga mea. Foarte frumos. Piesa asta a fost și top la mine la antena asta. Pe bune, da. Auzi, da, Alin Gabriel Matei a fost în top la voi? La antena nu satelor? A fost încă. Încă? Nu a fost încă. Deci trebuie să fie, e, da? Dar este, da, în această seară. Vezi că dacă nu-l bagi, Alin, că e finul. Alin, alături de mine. Da. Uitați ce băiat frumos, domnule. Paolo, deja. Ești mai, iar ești, ai crescut, iar ai crescut mai mult decât mine. Am crescut? Mai mult. Deci nu. Mi-ai promis data trecută că gata, te oprești. La crescut. Nu, am zis că mă mai înalți. Nu, domnule, cum să te înalți? Gata, că eu nu vreau să fie nimeni mai înalt decât mine. Decât Valentin Samfira. Gabriel, sunt mai înalți. Gabriel, ăsta e înalt. Gabriel, Gabriel deja are seamănă și freza cu mai ridicată. Dar nu vreau să dau din casă. Vorbim noi la momentul oportun. Bine ai venit. Din nou ești însoțit de părinții tăi, minunații tăi părinți. Bine m-am găsit. Evident, de fiecare dată vin alături de părinții mei, pe care îi iubesc enorm de mult. Și dacă îmi permiți, vreau să salut pe cineva, pe maestru Petrică Mățu Stean, pentru că știu că ne urmărește și îl pupăm și îl îmbrățișăm cu mare drag. Îl îmbrățișăm și îl pupăm tare, tare, pentru că... Și vreau să menționez, iartă-mă, da? Că prima piesă pe care eu o voi interpreta în această seară este din repertoriul maestrului Petrică Mățu Stean. Cred că ai emoții acum, da? Da. Într-adevăr, cum să nu? Ne-a promis maestru că va veni la noi, așa că îl așteptăm cu brațele deschise. Până atunci, să te ascultăm. Cu mare drag. Când vin o mândruliță, jos în poieniță, cum veneai odat când eram băiat. Când vin o mândruliță, jos în poieniță, cum veneai odat când eram băiat. De-ai fi supărat dacă ne-am certat, vino nu mai sta, grea e dragostea. De-ai fi supărat dacă ne-am certat, vino nu mai sta, grea e dragostea. Spune mândruliță, spune-mi drept, să te aștept mândruță, o să nu te mai aștept.
să te aștept, mândruță, or să nu te mai aștept. Cu murgul de frut te așteptam la râu, la salca rotată de vârfa plecată. Cu murgul de frut te așteptam la râu, la salca rotată de vârfa plecată. Ne iubeam cu dor jos lângă izvor, hai mândru mai tare că luna răsare. Ne iubeam cu dor jos lângă izvor, hai mândru mai tare că luna răsare. Spune mândruliță, spune-mi drept, să te aștept mândruță, o să nu te mai aștept. Spune mândruliță, spune-mi drept, să te aștept mândruță, or să nu te mai aștept. Seara când-i lună, dragostea-i mai bună, nima nu ne vede, numai codru verde. Seara când-i lună, dragostea-i mai bună, nima nu ne vede, numai codru verde. Codru și-un izvor, luna și un or, vino mândruliță, jos în poieniță. Codru și-un izvor, luna și un or, vino mândruliță, jos în poieniță. Spune mândruliță, spune-mi drept, să te aștept mândruță, or să nu te mai aștept. Spune mândruliță, spune-mi drept, să te aștept mândruță, or să nu te mai aștept. Dragii mei, și Narcisa Băleanu ni s-a alăturat. Bună seara tuturor! Draga mea Adriana, port o ie nouă, după cum bine vedeți. Așa. Vreau să vă spun că sâmbătă am fost nașă de botez pentru prima oară și trebuie să le împărtășesc acest lucru și ascultătorilor, prietenilor, telespectatori și ascultătorilor mei de la Radio Ce Vrei, așa trebuie să spun. Că am o finuță frumoasă pe care am creștinat-o sâmbătă, Narcisa Alexandra, și mă urmărește chiar acum la televizor cu finii mei, cu Nico și cu Alex, și ei mi-au dăruit această ie frumoasă, ie tradițională românească, de la Ponoare, da. Da. Păi mai are Iulia, da? Mai are Iulia Martinescu destule, da, și o porc cu drag și sper că mă asortai frumos în seara foarte asta. Foarte frumos. E prima frumos oară când am o ie nouă. Mie îmi place foarte mult. Și am venit să vă cânt așa, primenită, să dea cu drag. Să această ie să-ți aducă mult noroc și în toate spectacolele și nu numai, să o porți cu tine. Mulțumesc. Bine? Și le mulțumesc finilor mei pentru acest privilegiu de a le fi mămică spirituală la fetița lor frumoasă, îngerașul lor. Narcisa Băleanu. Joacă nana mărunță, nu mă iau tu ca
mai așa, mai încet, mai la masă. Auzi, păi, dar la cât am mâncat, ce să mă mai ridic? Da, mai ales mai ridic la pizza, un pic, să mai, se mai așează și mai bag. Am mâncat și eu până la urmă, cu toate că venise mâncată de la noi, de la școală. De la școală? Da, acum... Da, da. Tot gratis și acolo. Tot gratis. Într-adevăr, da. O să venim și noi să cântăm la voi la școală. Chiar voi la școală. Și vreau să spun că așa de bine m-am simțit, nu vine să cred că proiectul ăsta într-o lună de zile a prins o amploare extraordinar de mare. Că la orice... Chiar a prins conturi, da. La orice început e mai greu, așa, mai... Na. Dar foarte deschiși. Dar și de ce, Valentin? Pentru că voi sunteți iubiți. Aveți carismă, aveți voce deosebită și nu avea cum să nu prindă contur. Da, așa este adevărat. Bun, vă ține bun să venim la, să filmăm acolo la voi, dar până atunci îl chem alături de mine pe Gabriel Dumitru. Rog, uite, îți frumos. Nu știu dacă încă este luat sau nu este luat, nu știu asta. Aștept să mă iei tu. Bună seara. La întrebări. La întrebări. Da? Bine ai venit, Gabriel. Bine te-am găsit, draga mea. Mă bucur tare mult că am reușit să ajung. Și mie mi-este dor de voi de fiecare dată, de colegii mei, cum de toți. Cum ai reușit să ajungi? Adică era să nu ajung sau ce? Eram în Congo, plecat era așa ce și nu, eram într-o întâlnire și am lăsat pe oamenii acolo cu acte, cu tot și am zis, așa până la urmă, vin. Așa se spune acum, eram într-o întâlnire și ce sau într-un proiect, de casă. Mă rog. Și de masă și de casă, important e că se fac include proiecte. Da. Valentin știe el ce știe, dar știe așa, parțial. Dar vom afla până la finalul emisiunii, dar până atunci eu am aflat ceva. Te rog, draga mea. Că duminică sper că de bine este ziua ta. Da, și vreau toți să ne ridicăm așa în picioare și să-i cântăm și la mulți ani toată lumea. Haideți, da? Vă rog frumos. Am pus dorința în cap. Și tu mai întreba cine a adus mâncarea. Tu trebuie să o plătești, că e ziua ta. Perfect, eu voi plăti, voi spune tot. Așa? Ce mai zice? Bun, vreau să spui alo. Alo? Alo? Puțin mai tare, sus, auzim și noi. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Mă bucur că am intrat în direct. Să-i spun la mulți ani băiatului meu, sunt și drag. Mulțumesc, mult. Mulțumesc mult de tot. Noi îl iubim din tot sufletul și îi urăm tot binele din lume și ne-a făcut fericit și știu că și pe viitor ne va face. Și mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că ne-a dat un asemenea copil. Minunat! Doamne, să vă trăiască minunăția de copil, de băiat! Ne bucurăm că ne-ați fost complice în această seară. Gabriel nu a știut absolut nimic. Am zis să-i facem așa o mică surpriză de la, din inima noastră pentru inima ta, pentru că ești un om minunat și ești un prieten drag. Vă mulțumesc, dragii mei părinți, draga mea mamă, dragă tată, vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ați oferit. Iar vouă, dragilor, ție Adriana, doamnei Cora, vă mulțumesc. Chiar m-am așteptat, credeți-mă, dragi telespectatori, nu mai vroiam să vin, pentru că eram implicat în niște proiecte și trebuia. Dar nu mă așteptam, vă mulțumesc vouă, colegi, nu ți-am zis. Ai nu pot să cred. Nu veneai, pur și simplu noi nu știam că e ziua ta și le stricai și emisiunea lor. Ia, eu mai avem ceva, mai avem o surpriză? Din suflet. Noi știam. Da? Noi știam. Eu știam. Așa? Și ca știam. Să nu se prindă, când am întârziat eu, de data asta nu am întârziat la emisiune, dar el zice, cum ai venit tu mai devreme? Și zic, da. Aoleu, păi și eu de ce sunt ultimul? Și zic, păi uite ce bine că veni și că dacă nu veneai, tu nu mai intram în emisiune. Normal. Și nu s-a prins. Nu ai recunoscut aceste bucate? Da. Cred că de la Nea Costel Șuncă. De la Nea Costel, salut pe Nea Costel. Îl cupăm cel mai tare. De la Clinceni. Cum îți dai cu seama? Uite,
sfârșit. Măi, am crezut așa, dar am crezut de la voi. Ieri a vorbit cu mine la telefon să mă invite, că duminică își face ziua la Necostel și zic, măi, nu știu, că am un botez la Târgu Jiu, să văd când plec. Și nu i-am spus nimic, păi și cum ne vedem și noi? Și zic, las că ne-o vedea noi. Doamne, deci ce emoții. Mai zi o dată, alo. Alo, bună seara. Alo. Sărut mâinile, nu pot să cred. Doamna Silvia Macrea, bună seara. Sărut mâinile. Dumneavoastră și telespectatorilor emisiunii noastre, bună seara, Gabriel. Să rămână șefa! Eu fac parte din priza pe care ți-au pregătit-o colegii de la EZTV și vreau să îți spun așa, sper ca ziua ta de naștere să înflorească în multe vise, în vise care să devină realitate. Știu că visezi mereu, frumos, Gabriel. Ești un visător. Așa că doresc ca toate visele să se împlinească, iar dorințele tale să se transforme și în realizări. Spuneai că nu ai vrut să vii la această emisiune pentru că erai, știu eu, ocupat cu anumite proiecte. Știu că îți dorești să realizezi foarte mult în viață. Știu și vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Vreau doar să te amintești că ești mai curajos decât crezi, mai puternic decât pari și mai bun decât lași să se vadă. Mi-am dorit mereu să fiu înconjurată de artiști talentați, de prieteni adevărați în jurul meu, de copii sinceri, așa cum îmi place mie să vă consider pe mulți dintre solistii, interpreții care fac parte din tânăra generație, copii care să mă iubească exact pentru ceea ce sunt. Iar tu, Gabriel, ești unul dintre ei. Și pentru acest lucru eu îți mulțumesc frumos. Eu vă mulțumesc. M-ați emoționat cu aceste cuvinte și știu că datorită dumneavoastră astăzi sunt aici. Și n-am cuvinte să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Sunt foarte emoționat și mă abțin să nu plâng, pentru că vă consider ca pe un părinte, ca pe o mamă. M-ați crescut, m-ați educat, m-ați format ca și artist și toate lucrurile acestea se datorează dumneavoastră și mă înclin și vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut. Mulțumim și faceți suflet, pentru mine. Mulțumim, doamna Silvia Macrea, mulțumim! Și eu! Vreau să încheie așa, urându-ți o viață lungă să trăiești, cu multă demnitate, să ai mereu doar bucurii. Să rămână! Doamne ajută! Mulțumim din suflet, doamne Silvia Macrea! Nu știu dacă se vede, dar mâna mea tremură. Acum nu m-am așteptat și, normal, sincer, e o surpriză minunată. Vă mulțumesc tuturor, colegilor mei, prietenilor mei de suflet. Sunt oameni extraordinari aici. Doamna Cora, vă iubesc. Știu că datorită dumneavoastră se întâmplă acest lucru. Sunteți un om minunat, un om special pentru inima mea. Faceți parte din familia mea. Voi toți faceți parte din inima mea și vă mulțumesc. Încerc să mă abțin să nu curg așa două, trei șiroaie de lacrimi, dar să știți că cuvintele pe care le spun această seară sunt sincere. Nu m-am așteptat nici măcar o secundă. Normal, Marcela Cota, Valentin, Diana, de asta ai venit tu special. Normal, de la Pitești, Narcisa. Dar noi ne și întâlnirem și vorbirem și nu ziseai nimic. Toată lumea, vă mulțumesc tuturor, doamna Simona, domnul Vasile. Eu zic să continuăm petrecerea în această seară. Să continuăm, seară, deja prea mare emoții, să mai pot continua. Și pe dos, pe față mai credincios, și pe dos mai păcătos. Doamne, pe mama o ține, că-am vârtit călicul bine, căci cu tata s-a iubit. Uite lume ce-a ieșit, nu spun nici al dracului, sunt minunea satului, mă! Și parcă aș și pară
apară și tu. Lumea pe mână mă întorc, mă dau. N-am primit nimic de-a gata. Iauzi, lume, n-am primit nimic de-a gata. Nu mai era bunul tata. Nu mai era bunul tata. Mi-a dat tata lucru greu ca să-i țin în rele eu. Tatăl meu mi-a zis așa, tu mintre nu te lăsa, că de-o fi vreo mândrăsat, care mie mi-a scăpat, să nu rămân păgubit, tu o tată l-a iubit. Ascultă și ia aminte, sfatul meu de părinte, așa mea multă iubește, unde de Dumitru crește, așa mea multă iubește, unde de crește. Și domnișoara profesor Loredana Streche, pentru că și în această seară ne-a adus eleve frumoase și talentate și cu voci deosebite. Am mai fost cu ele la noi la O seară cu cântec și au revenit. Nu puteau rata. Într-adevăr, bine ai revenit, Loredana. Bine v-am regăsit. Mă bucur că sunt aici și la mulți ani, Gabi. Eu știam, dar n-am vrut să suflu o vorbă. Toată lumea știa, Găbițule. Toată lumea să știe. Să fii sănătos, Găbiță, să fii fericit. Mulțumesc din suflet, Loredana, și... o colegă și o prietenă extraordinară. De masă, da, acum, da, cântăm, da, da, de masă de la Neacostel. Neacostele, vă mulțumesc pentru surpriza minunată și ne vedem duminică. Sunteți minunat și vă port în inimă și în suflet. Te rog. Eu sunt de măritiș, nu știu de cum, măritiș. Ce vrei tu să... Am zis că mă mărit. Am tot zis că mă mărit, ia să vedeți aici ce... Loredana Streche. Fii atentă, că o să-ți placă. Thank you.
zic, ai ajuns, da sau nu? Facem casting. Facem casting. Facem casting. De ce, Marci, tu ai zis nu? Cum adică? Da. Cum? Că dar m-ai găsit pe mine deja, gata. A, gata. Gata. M-am uitat pe Instagram la ce poze are. Aha. Mamă. Atât. Atât. Da. Ești atât. Foarte prezent. E foarte prezent, Gabi, la mine pe Instagram. L-am Marcela, n-a înțeles întrebarea. Vă rog, ba să da, înțeles bine. Înțeles-o foarte bine, dar am zis nu te grăbi, că la anul suntem foarte ocupați. Dar trebuia să vă grăbesc, că anul ăsta nu erați. Da, da, nu vreau eu. Te rug, pune anul ăsta, grăbește-te, fă nunta anul ăsta, că venim 3 zile la cât de liber anul suntem. Anul ăsta nu vreau eu. Bine, la anul, la anul, la anul. Mulțumim, la anul. Mulțumim, Loredana Streche. Dar Diana Lică, să știți că ea s-a gândit, s-a răzgândit, dar tot s-a căsătorit. Asta este? Bună seara, bine asta ai revenit. Este. Bună seara, bine v-am găsit. Să știți că mă bucur tare mult că sunt astăzi alături de acești oameni minunați și în special de Gabi. Să știți că de cum a intrat aici și m-a văzut, a zis, cum, vii la București și tu pe mine nu mă suni? Și nu știam ce să-i spun. Zic, păi n-am avut timp, n-am apucat. O minciună constructivă pentru Găbița nostru. O iubesc foarte mult pe Diana și pe soțul ei. Deci dacă nu veneai, Găbițule, mare bătaie ce-ți luai. Mare bătaie pe cuvântul meu. Păi cum, adică complotăm așa și... îmi doresc o colaborare fructuoasă alături de Diana. Uite, chiar Valentin spunea mai devreme că ești o fată minunată, cu costum impecabil, voce frumoasă și așa este. Vă mulțumesc din suflet. Merită tot ce e mai frumos pentru că sunt o familie minunată. Și să știți că Dumnezeu lucrează și prin oameni. Uite ce cadou am primit. Acum, e surpriză. Prezența voastră, prezența voastră, atâta mă bucură și îți mulțumesc din suflet. Și dacă nu... Și veți asculta o piesă, da? Muzică și text, Gabriel Dumitru. Plâng și ziua, plâng și noaptea, Diana Lică! Noaptea, că așa-mi e mie soarta.
mine să te gândești mai. Ai să simți de încă mereu pe buze sărutul meu mai. Câtă vreme ai să trăiești la mine să te gândești mai. Plâng și ziua, plâng și noaptea, dragul meu Gabriel, să știi că mai ai de făcut niște texte aici la colegii noștri, la Marcela, râd și ziua, râd și noaptea. Și ce a zis ea la final, că ne întâlnim în altă viață? Da. Nu e bine. Lasă așa. Totuși în viața asta. Totuși, nu? Ce faci? Loredana, ai venit cu aceste trei grații și vreau, dragă mea, să mi le prezint. Să știi că ele sunt artiste așa cu experiență. S-ar putea prezenta și singure, da, și cred că e mai bine așa. Cum să nu? Hai să vedem. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ai venit! Mă numesc Alexandra Andrei și sunt elevă la domnișoara Loredana Streche la Colegiul Național de Arte din Lipate din București. Pe cine salut de acasă? Vreau să salut și eu toți giuvărăștenii mei, bunicii, părinții și multe, multe mulțumiri domnișoarei profesoare. Cui vrei să mulțumești? Domnișoare, profesoare, pentru toți ce face pentru noi și... Bun. Bine. Nu-mi place să mulțumesc atât de des, ei știu că eu iubesc, eu și fără mulțumiri. Eu mă refer și la părinți și la... Părinții sunt trup și suflet pentru ea și s-au bucurat de multă susținere, au avut o grămadă de muncă și părinții sunt acolo, părinții tuturora. Îi salutăm și îmbrățișăm cu mare, mare drag. Mai departe, bună seara! Bună seara, sunt Alexandra Simoiu și eu tot eleva domnișoarei profesoare sunt. Reprezint zona Bărăganului și vreau să salut și eu pe cei de acasă, pe bunicii mei, pe tata, care știu că se uită acum la mine, deși este la țară. Așa. Și pe toți telespectatorii. Bun. La țară de... Ba da, este! Lasă așa, Marci! La ora asta? La ora asta ce face, că se închis ora și de aici. Da, se uită la noi, ne urmăresc, băi, măi răi sunteți, băi. Bună seara. Bună seara și bine v-am regăsit! Mă numesc Iuliana Gheorghiță, sunt eleva Liceului de Arte din Lipati, sunt pe secția NAI. Așa. Și sunt foarte încântată să fiu și în această seară alături de dumneavoastră. Și noi suntem încântați totodată. Fete frumoase. Fetele mele, să știi că sunt deja la a doua normă astăzi. Știm. Am avut prima parte la școală, am scris dicteu, am avut treabă multă. Așa. Și acum uitați-ne fresh, aranjate, fresh, cu chef și voie bună. Cu să-i spunem și... la mulți ani lui Gabi și să cântăm frumos. Bun, Alexandra Andrei, prima dată și apoi...
Am pus gând și așa o-i face. De mine să facem place. Să mă pun pe petrecute, că destul am și muncit. Am pus gând și așa o-i face. De mine să fac ce-mi place. Să mă pun pe petrecute, că destul am și muncit. Că și de mă duce, nu știu cine mă plânge. Cine mi-a îngrijit casa sau cine mi-a averea. Că și de mă duce, nu știu ce mă plânge. Cine mi-a îngrijit casa sau cine mi-a averea. La toți ai mei le dau bani. Când banii s-or termina, la mine nu s-or uita. Cât am putere și ani, la toți ai mei le dau bani. Când banii s-or termina, la mine nu s-or uita. Că și de mă-i duce, nu știu ce mă plânge. Cine mi-a îngrijit casa sau cine mi-a averea. Că și de mă-i duce, nu știu ce mă plânge. Cât o-i fi pe asta lume, o-i mânca și-o-i trăi bine. Că pe lumea ai alaltă, nu mai petrec niciodată. Cât o-i fi pe asta lume, o-i mânca și-o-i trăi bine. Că pe lumea ai alaltă, nu mai petrec niciodată. Că și de mă-i duce, nu știu ce mă plânge. Cine mi-a îngrijit casa sau cine mi-a averea. Că și de mă-i duce, nu știu ce mă plânge. Cine mi-a îngrijit casa sau cine mi-a averea. Thank you.
Melodie dragă sufletului nostru. Dăm voie să fac și o scurtă dedicație. Astăzi este ziua unui mic mare sărbătorit, Iancu Dolănescu, mezinul familiei nașilor mei, Ionut și Doinița Dolănescu. La mulți ani! Multă sănătate! Și bunica mea mâine împlinește 84 de ani. Să rămână mama. La mulți ani! Și salut familia Anton Aurel de aici din București. Vă cânt cu drag. Te ascultăm chiar acum. Nu mai stau, pot să mă râd pe doar.
povestesc, ai lumea mea. Azi cu tine m-aș petrece, ai lumea mea. Am o viață, nu am zece, ai lumea mea. Că norocul ce mi-e dat e să-ți cânt lume cu drag, să petrec și să trăiesc lângă mândra ce-o iubesc. Lai, 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 la, ce frumoasă-i dragostea. Lai, 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 la, alăturea de mândra. Să petrec și să trăiesc lângă mândra ce-o iubesc. Lai, 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 la, ce frumoasă-i dragostea. Lai, 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 la, alăturea de mândra. Lai, 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 la, ce frumoasă-i dragostea. Lai, 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 la, alăturea de mândra. Hai lumea mea, am iubit și-a fost frumos. Hai lumea mea, din cântec mi-am făcut frate. Hai lumea mea, tu lumea mi-ai fost aproape. Hai lumea mea, că norocul ce mi-e dat e să-ți vin lume cu drag, să petrec și să trăiesc lângă mândra ce-o iubesc. Lai, 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 la, ce frumoasă-i dragostea. Lai, 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 la, alăturea de mândra. Lai, 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 la, ce frumoasă-i dragostea. Lai, 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 la, alăturea de mândra. Soarele s-o crește în loc de să uite la noi. Ăsta este
să-i jucă mereu. Copățai de mititică, de rate ca eu. Jocura candela rămâne să-i jucă mereu. Copățai de mititică, de rate ca eu. Ia, zi, eu, zi, eu, mi se rup, se mătăca. E nimic, așa că sculță, văz eu mine de ochi. Ia, zi, eu, zi, eu, mi se rup, se mătăca. Las-mă drumța de vără, joc un bol descălțată.
dragoste e mai puțină, dragoste-i din loc în loc. Dar noi doi avem noroc, și pe soare și pe ploi noi vom merge amândoi. Dragostea-i ascunsă bine și n-o vede orice cine. Eu văd focul dragostei când mă uit în ochii tăi.
fericit mai. Pentru mine au muncit mai, ca să mă vezi fericit mai. Cântec și alături de noi ni s-a alăturat din nou Marcela Fota. Da, care da, este ea. Puțin supărată pentru că toată seara v-am rugat să-mi dați voie să-i fac o dedicație tatălui meu care împlinește 77 de ani. Tu crezi că la ora 11 tata da? Se mai uită la televizor, doarme. Nu doarme. Dar trebuie să-i spunem că îl iubim din suflet, că suntem norocoase pentru că încă îl avem și pe dumnealui și pe mama. Avem niște părinți foarte activi, că Mariana zice tot timpul, domnule, nu mai munciți. Și îi spun, domnule, lasă-i să muncească, că asta îi ține în viață și așa activ. Îi iubim din suflet și le doresc multă sănătate. La mulți ani din partea noastră, multă, multă sănătate. Și Doamne Dumnezeu să-l ține Dumnezeu sănătos să trăiască peste 100 de ani. Doamne ajută! Doamne ajută! Marcela Fota! We'll be right back.
le-ai dat, Doamne, noroc. La unii le-ai dat cu carul, mie mi-ai dat, Doamne, să duc tot amărul. Și mi-ai dat viață grea, las-o, las-o, Doamne, că-i pe voia ta. Las-o, las-o, las-o așa, că o să vină apa și la moara mea. Toți nu mai bine, eu parcă sunt blestemat, că muncesc într-una și sunt tot sărac. Și mi-ai dat viață grea, las-o, las-o, Doamne, că-i pe voia ta. Las-o, las-o, las-o așa, că o să vină apa și la moara mea. Știe, Doamne, multe trage. Omul bun cu ale prostei, frate, al care nu știe, Doamne, multe trage. Și mi-ai dat viață grea, las-o, las-o, Doamne, că-i pe voia ta. Las-o, las-o, las-o așa, că o să vină apa și la moara mea. Și mi-ai dat viață grea, las-o, las-o, Doamne, că-i pe voia ta. Las-o, las-o, las-o așa, că o să vină apa și la moara mea. Mi-ai văzut ca furisă.
ți-aș pupa gura, uite ți-aș pupa gura, dacă ți-i ține vorba, dacă ți-i ține vorba. Cu tine acum pleacă, de guriță te-ntreabă, că mai sunt mândră ca mine, care te-ar pupa pe tine. Cu tine acum pleacă, de guriță te-ntreabă, că mai sunt mândră ca mine, care te-ar pupa pe tine. Lasă-ți tață năravu, și nu iubi pe altul, și nu iubi pe altul. Lasă-ți frică năravu, lasă-ți frică năravu, și nu iubi pe altul, și nu iubi pe altul. Nu vine altul pleacă, de guri să te-ntreabă, că mai sunt mândră ca mine, care te-ar pupa pe tine. Nu vine altul pleacă, de guri să te-ntreabă, că mai sunt mândră ca mine, care te-ar pupa pe tine. Face caz nebun, și-am să mi te mușc de sân, și-am să mi te mușc de sân. Altul dacă o veni, altul dacă o veni, mușcată mi te-o găsi, mușcată mi te-o găsi. Nu vine altul pleacă, tu de guriță te-ntreabă, că mai sunt mândră ca mine, care te-ar pupa pe tine. Nu vine altul pleacă, tu de guriță te-ntreabă, că mai sunt mândră ca mine, care te-ar pupa pe tine. Să ne certăm, hai țață să ne certăm, dragă mie că ne împăcăm, dragă mie că ne împăcăm. Să te pup unde-am mușcat, să te pup unde-am mușcat, și să ne iubim cu drag, și să ne iubim cu drag. Nu vine altul pleacă, tu de guriță te-ntreabă, că mai sunt mândră ca mine, care te-ar pupa pe tine. Nu vine altul pleacă, tu de guriță te-ntreabă, că mai sunt mândră ca mine, care te-ar pupa pe tine. Asta e cu dragostea. Da, cu dragostea, da. Asta, am simțit extraordinar de bine. Îi salutăm încă o dată pe cei de acasă. La mulți ani, Dumitru. La mulți ani, David Dumitru. Să fii sănătos și la pungă bro. Să ai lângă tine prieteni dragi. Și mai ales, ca voi. Da. Te iubim, Gabi. Mai ales că am auzit-o pe mama ta. Ești un fericit, un binecuvântat că ai părinții alături care te iubesc. Te-ai educat frumos, de-aia ești un coleg extraordinar. Să ne vedem și la centenarul meu. La 100 de ani o să fim. Doamne ajută. Am și tradus, ai văzut Narcisa. Da, cum să ne mulțumim din suflet. Drag, la mulți ani. Și dacă tot suntem la capitolul mulțumiri, trebuie să mulțumim și noi cofetăriei Claus, pentru că a fost alături de noi. Mulțumim pizza Davidone, cea mai bună pizza din lume. Și mulțumim și Nea Costel, pe care îl salutăm și îl îmbrățișăm și iubim tare, tare mult. Mulțumesc acestor artiști care au venit în această seară. Vă mulțumesc tuturor. Vă mai așteptăm cu mare, mare drag. Sunteți minunați, sunteți la sufletul nostru. Și de fiecare dată când Corita mea îi sună, niciodată nu spun nu și răspund pozitiv. Vă mulțumim! Mulțumim pentru tot, doamna Cora, mulțumesc din suflet pentru surpriza asta plăcută, mulțumesc Adriana, tuturor colegilor, doamna Silvia Macrea, vă iubesc, părinții mei dragi, la fel vă iubesc. Dragi telespectatori, vă mulțumim că sunteți de fiecare dată alături de noi și să fiți în continuare și mulțumesc pentru surpriza asta minunată. Bineînțeles că te-am emoționat în continuare. Bine, dragii mei, noi vă dăm întâlnire marți
seara de la 20:30 cu alți și alți invitați. Nu uitați, mâine seara vine colegul nostru Georgel Nucă și din nou va pune Rămășac pe Folclor de la 20:30. Așadar, rămâneți alături de noi, rămâneți alături de postul Etno TV. Și bineînțeles că vrei să mai mulțumești cuiva, da? Da, repet, uite, că am primit această cămașă frumoasă de la Laurențiu și îți mulțumesc frumos pentru costumul impecabil pe care mi l-ai oferit și de fiecare dată mi le dai cu mare drag. Bun! Seara frumoasă să aveți, încheiem cu sărbătoritul nostru. Hai cu toți la Hora Mare, că e zi de sărbătoare. Gabriel Dumitru încheie această seară. La revedere! Frunzulița trei migdale, hai cu toți la Hora Mare, că e zi de sărbătoare. Să jucăm unul cu unul, ca așa joacă românul, ca așa joacă românul. Că asta-i oră de mână, la un loc pe toți ne adună, și mai tineri și bătrâni, jucați fără oameni buni, mă. Frunzulița trei scaieți, hai la oră, mai băieți, de vreți mândruțe să aveți, mă. Joacă băiat lângă fată și o babă cât o tată, de se miră lumea toată. Că asta-i oră de mână, la un loc pe toți ne adună, și mai tineri și bătrâni, jucați mâna oameni buni, mă. De moș n-a fost jucată. Moșul căciulaș ridică și ia baba ușurică și în oră se apântă. Asta-i oră de mână, la un loc pe toți le adună, și mai tineri și bătrâni, jucați mâna oameni buni, mă. Românașul tinerește, românașul tinerește. Dumnezeu de sus privește, neamul nostru îl îndrăgește și